ce întrebă? Nevastră, ce părere aveți despre ajutorul din partea României? Nu ați auzit la televizor, la mass media, poate? Nina... Eu pot să-i informez. În ultimii ani, noi am primit de la România peste 200 de autobuze pentru elevi, burse pentru studenți basarabeni în România, chiar și universități deschise care la învață. Noi, în, care, da, care învață cu bursă din România, 65 de euro. Chiar și avem universitatea în Bălți deschisă tot de filiala din România, la fel cu aceleași condiții ca în România. Ajutor financiar nerambursabil, bani pentru proiecte ecologice, ambulanțe, elicoptere, vaccinuri și peste 1000 de grădinițe renovate în toată Republica Moldova, prin sate. Absurd este, noi din România. Da, da. Și cu această scrisoare, noi mulțumim României pentru ajutoare și cerem în continuare ajutor cu lupta cu corupție și birocrație, ca să se dezvolte țara mai repede, deoarece corupția este o problemă majoră la noi în țară. Investiții să vină din Occident și România pentru a crea locuri de muncă, mai ales în sate, deoarece în sate este o problemă majoră cu lipsa locurilor de muncă și din această cauză mult tineret pleacă peste hotare, lăsând satele pustiind. Infrastructura să fie dezvoltată, drumuri, apă trasă, canalizare, deoarece aceste lucruri nu sunt prezente în toate satele, chiar și în unele orașe. Ajutor cu pensiile și leacurile pentru bolnavi, deoarece pensia este foarte mică și majoritatea bătrânilor își lasă toată pensia la farmacii. Și ajutor cu combustibile pentru încălzire în sate, deoarece cu aceasta tot este o problemă, vine iarna și... Dumneavoastră ați fi de acord cu așa o scrisoare să ne semnați și din numele dumneavoastră noi o trimitem în România? Nu sunt sat. Aici. Cum vă numiți? Aici. Bine, vă mulțumim mult. Arrivedere. O zi. Dacă să liberez, vă întreb ceva? N-aș fi bine vă ajutat. Dumneavoastră ați auzit despre ajutorile care vin din partea României. Mm-hmm. Autobuze pentru elevi, burse pentru studenți basarabeni în România, ajutor financiar nerambursabil, proiecte ecologice, ambulanțe, elicoptere, vaccinuri și peste 1000 de grădinițe renovate. Aceasta este o petiție sau o scrisoare care, prin numele dumneavoastră, o să meargă la Parlamentul României și o să mulțumim României pentru ajutor și o să cerem continuare asistență cu lupta cu corupția și birocrație ca să se dezvoltă țara mai repede, investiții să vină din Occident și România pentru a crea locuri de muncă, mai ales în sate. Infrastructura să fie dezvoltată, drumuri, apă trasă, canalizare și ajutor cu pensiile și leacurile, medicamentele pentru bolnavi. Aș dori să semnați ca România în continuare să ajute Moldova. Poate. Cum vă numeți? Dumneavoastră aș dori să semnați. Eu să vă informez. Avem peste 200 de autobuze pentru elevi, burse pentru studenți basarabeni în România, universități deschise la noi în Bălți, ajutor financiar nerambursabil, bani pentru proiecte ecologice, ambulanțe, elicoptere, vaccinuri, peste 1000 de grădinițe în toată Republica Moldova, renovate. Și cu această ocazie avem o scrisoare în care mulțumim României pentru ajutoare și cerem în continuare ajutor. Cu lupta cu corupție și birocrația ca să se dezvolte țara mai repede, investiții să vină din Occident și România pentru a crea locuri de muncă mai ales în sate, infrastructura să fie dezvoltată, drumuri, apă trasă, canalizare, pensiile și neapărate pentru bolnavi și ajutor cu combustibile pentru încălzire în sate. Ați fi de acord cu așa o scrisoare? Cum vă numiți? Nu știu, mă gândesc, pensiile este la noi așa slab de tot. Da, pe când în România pensiile sunt de 2-3 ori mai mari. Bine, mulțumim mult, arrivederi!